Suntem din nou în Piața Victoriei, unde protestul Rezist continuă de mai bine de 4 luni de zile. 4 luni și o zi. Este un record în istoria României, mai ales comparat cu numărul de zile pe care îl are la guvernare guvernul marionetă plasat în clădirea din spatele meu de infractorul Liviu Dragnea pentru a-i servi interesele. V-am explicat în proiectul Agora de ce am ajuns în această situație și cum, de fapt, PSD înseamnă PCR 4.0, cum sunt, au fost preluate timp de 27 de ani în gestionarea societății de către acest partid, metehnele Partidului Comunist Român. Cele mai rele metehne, printre ele aceea de a plasa oameni nu foarte inteligenți, nu foarte educați, proști, hai să le spunem pe nume, pe funcții publice importante. În ultimile zile a făcut deliciul celor care au comentat pe rețele sociale declarația ministrului Agriculturii Petre Daia în legătură cu noul simbol turistic al României, oaia. Ați văzut, domnul Daia are opinii și le exprimă în legătură cu oile și cu frunzele și cu locul lor în natură. Nu este prima declarație pe care o face acest om. De când a fost numit pe funcție, am văzut de la el o seamă de declarații care ne spun că acest om pare a fi un idiot desăvârșit. Nu cred că este un cuvânt, este un cuvânt dur, dar nu este dur în comparație cu modul cum ni s-a înfățișat acest Daia. Comuniștii aveau acest obicei de a plasa idioți pe funcții importante, plasau foarte mulți oameni incompetenți numai pe criteriul obedienței față de partid. Cu cât era mai dispus un individ să facă grozăvii mai mari și lucruri mai urâte și mizerabile pentru Partidul Comunist, cu atât acesta era plasat pe funcții publice, indiferent dacă era competent sau nu. Asta s-a întâmplat cu domnul Daia. Cred că dacă nu pica regimul comunist, dacă România rămânea un fel de Coreea de Nord, cu un urmaș de al lui Nicolae Ceaușescu, cred că domnul Daia era tot ministrul agriculturii. Partidul care i-a oferit funcții importante înainte de 89 îi oferea această carieră. Este trist, nu-i așa, că la aproape 30 de ani de la căderea comunismului vedem că practic tot aceiași oameni au tot aceleași cariere. Ba unii chiar o duc mult mai bine decât înainte de comunism. Domnul Dragnea ar fi fost un prim secretar PCR important, ar fi fost jupân comunist în Teleorman, dar în niciun caz n-ar fi făcut averea pe care a făcut-o în acest moment. Dacă încerca să fure 1%, îl lua securitatea pe sus și îl băga la pușcărie. Deci au reușit să prospere oamenii securității și oamenii comunismului, tot ce au avut mai rău aceste structuri, au reușit să prospere chiar infinit mai bine decât dacă România ar fi rămas o dictatură comunistă ca în Coreea de Nord. Modul în care sunt promovați idioți, după opinia mea, este unul dintre motivele pentru care a falimentat regimul comunist. Luați orice multinațională din România, nu știu, de la Microsoft din zona IT până la Continental din zona automotive, și dacă plasați pe poziții cheie, pe funcții importante, la fel de mulți idioți cum a făcut Partidul Comunist în toate structurile societății din România, veți vedea că va da faliment. Nu are cum să supraviețuiască nimic cu o asemenea concentrație de proști și de idioți pe funcții de răspundere. Domnul Daia nu este însă cel mai strigător la cer caz, cel mai revoltător, cel mai uimitor. După părerea mea, Gabriel Oprea, inculpatul Gabriel Oprea, este cazul cel mai revoltător, care ne arată că după 1990 s-au perpetuat modurile de gestionare a societății folosite de Partidul Comunist. Și s-a ocupat cu asta în principal Partidul Social Democrat, acest PCR 4.0. Cariera lui Oprea, până la poziția de vicepremier pe probleme de securitate națională, este absolut revoltătoare și strigătoare la cer. Dragii mei, acest individ într-o țară normală, într-o țară civilizată, la fel ca ministrul agriculturii Daia, acești oameni n-ar fi fost mai mult de paznici la minister. Ar fi făcut politică eventual cu câinii maidanezi din parcările ministerelor. În niciun caz n-ar fi putut să ajungă pe funcții atât de importante. Numai într-un regim comunist sau într-un regim care își trage seva și se bazează pe principiile comunismului, ei au putut să ajungă atât de departe. Mi-aduc aminte, în redacția Evenimentul Zilei, fac aici o mică paranteză apropo de dezvăluirile lui Andronic despre sufrageria lui Oprea,
pe vremea când Gabriel Oprea era mare șmecher în guvern, vicepremier, domnule, n-aveai voie în evenimentul zilei să-l atingi nici măcar cu o floare, pentru că imediat aveai de-a face cu Andronic. Nu vreți să știți câte eforturi a făcut Andronic pentru ca evenimentul zilei să nu relateze corect cazul Gigina. La fel cum s-a întâmplat cu foarte multe televiziuni și ziare controlate de amicii lui Gabriel Oprea. Și toate acestea pentru un individ. Mi-aduc aminte că ne uitam în redacție la știrile, la conferințele de presă, când Gabriel Oprea făcea declarații, puneam televizorul pe mut pentru a râde de grimasele pe care le făcea. Omul efectiv se chinuia să scoată câte un cuvânt, să scoată câte o propoziție. Și nici acele propoziții nu ieșeau așa cum trebuie, fiind pline de greșeli de exprimare. Omul era, la fel ca și Daia, un idiot și cuvântul nu cred că este prea dur. Cu toate acestea a ajuns doctor, și asta e aspectul cel mai revoltător al cazului Oprea, a ajuns doctor, oameni buni. A ajuns personaj important într-o școală de studii doctorale, coordonator de doctorate. A fost cazul Oprea, din această perspectivă a fraudelor universitare, a bișniței cu acest titlu de doctor, pentru că asta s-a întâmplat. Oameni inculți, analfabeți, semi-analfabeți, care probabil nu ar trece examenul de bacalaureat dacă ar da anul acesta examenul, au ajuns să își cumpere, fie cu bani, fie cu influență politică, titlul de doctor pe care nu le meritau. Acest fenomen fiind o sfidare și o bătaie de joc la adresa oamenilor, elitelor din universitare din România, care, oamenilor care muncesc foarte mult pentru doctoratele lor. Nu se poate să muncească cineva ani de zile pentru un doctorat și să ajungă să fie pe picior de egalitate cu un semi-analfabet cum era Gabriel Oprea. Cazul Daia și cazul Oprea dovedesc, dragii mei, că PSD este un PCR 4.0 și că, de fapt, securiștii și comuniștii, cei mai ticăloși dintre reprezentanții acestor structuri de dinainte de 89, au reușit să se perpetueze la putere și să facă în așa fel încât să o ducă foarte, foarte bine. În detrimentul oamenilor corecți, în detrimentul oamenilor cinstiți, care ajung să constate că nu pot să trăiască normal și civilizat, li se refuză dreptul la viață normală într-o țară condusă, iată, în acest moment de moștenitorii comunismului și ai securității. Pentru că asta este Liviu Dragnea și toată gașca de penal din spatele lui. Oameni care încearcă acum să facă tot posibilul pentru a încăleca justiția, care denigrează pe protestatarii ce vin în fiecare seară aici, în Piața Victoriei, o generație. Sunt foarte mulți tineri, sunt câteva zeci de persoane care mai protestează, foarte mulți dintre ei tineri, mulți născuți după 1989, oameni care nu mai înghit bullshit-ul comunistoid cu care a fost gestionată de 30 de ani societatea. Și oameni care mențin viu acest protest, acest protest fiind ca un senzor de bord, ca un senzor de pe bordul unei mașini care îți spune, ai grijă, ceva nu este în regulă. Și acest protest spune că ceva nu este în regulă în continuare în România, spune societății, pentru că sunt sute de mii de oameni care comentează pe rețele sociale și răspândesc ideile protestului Rezist, și spune partenerilor noștri de la Bruxelles și partenerilor noștri din NATO. Pentru asta Dragnea este atât de deranjat de protestul Rezist și ar vrea să facă el cumva o șmecherie să se închidă acest protest. Păi el se închide, domnule Dragnea, dacă dumneavoastră demisionați și nu mai avem un condamnat penal pe funcția de șef al Camerei Deputaților și dacă pleacă și marioneta dumneavoastră Sorin Grindeanu din guvern, PSD-ul n-are decât să guverneze conform programului de guvernare cu oameni care nu au cazier. Sunt Mălin Bot și Rezist.